De contra ce ne poți spune și situația lui Dinamo, pentru că și contra e una apropiat de al tău. Contra este nașul meu și este un moment firesc. La Dinamo nu se poate face peste noapte lumină. Acolo sunt niște probleme până se va... Jucătorii toți sunt foarte buni dacă e individual. Dar spaniolii întotdeauna se acomodează foarte, foarte greu în România. De asta de multe ori eu și partenerii mei întotdeauna ne orientăm către jucătorii portughezi. Ai foarte multe relații, se vorbește foarte mult de faptul că spaniolii de la Dinamo nu scot banii, ca să zic așa, pentru că sunt multe datorii de plătit. Ce se aude, ce se întâmplă? Asta nu știu, asta întrebați-i pe ei dacă își pot permite. Dacă nu își pot permite, am eu doi prieteni în spate care își doresc să cumpere Dinamo. Da? Ce ne poți spune despre Laurențiu Reghecamp? Continuă în țările arabe sau că s-a vorbit? Ai văzut cât s-a vorbit și s-a scris despre o revenire la FCSB? Da, lucrurile astea s-au discutat, mi se pare că în prima jumătate de oră. Nu vine la Steaua București. Steaua are antrenor, este elev al lui Laurențiu Reghecamp, funul bun. Și atunci, de ce să îi stricăm meciurile lui Toni Petra când nu merită așa ceva? Dar aveți ceva oferte pe numele lui? Cred că da, cred că da. Știu că ați vorbit înainte de meci cu Gigi Becali. Cum l-ați simțit, având în vedere că s-a retras din viața publică? Nu, înainte de meci nu vorbim. Nu, înainte, nu acum înainte de meci. Cum? Este decizia lui și este firească. Vine într-un moment în care s-a apropiat și mai tare de Dumnezeu și cred că este exact ceea ce și-a dorit.